Jeni Nicolau! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți aici în șurubile voastre. Vreau să felicit Asociația Munte și să o felicit pe Florie Chiriță pentru că a avut această inițiativă și pe toți interpreții de astăzi, în special pe Lucica Dimitru, să-i urez să fie sănătoasă, fericită și Dumnezeu să o binecuvânteze cu multă sănătate, iar dumneavoastră tuturor celor prezenți aici, dar și celor din fața micilor ecrane, să sănătoși și fericiți! Mă bucur din suflet, o să vă dau o veste foarte bună, atât de bună, încât o să vă faceți bagajele și să vă întoarceți în România. Guvernul ăsta care a picat cu o zi înainte de a se împiedica și a veni în nas, a dat o lege ca pensia în România din 1 ianuarie 2020 să fie 4.500 de euro. Vârsta femeilor la pensionare 127 de ani și vârsta bărbaților 135. Eu mă bucur că au dat această lege, pentru că și așa se spunea că cei din guvern nu fac nimic. Dar uite că au făcut. Dar au făcut lucrul ăsta pentru că s-a făcut un sondaj și s-a constatat că din 10 persoane, 6 pleacă la muncă în străinătate. Iar 4 l-a furat în străinătate. Tocmai o prietenă de-a mea, a sunat-o băiatul ei. A venit în Spania de 4 zile și a sunat-o și a zis: mămică, după 2 zile mi-am cumpărat pantofi de firmă, telefon de firmă, geacă de firmă, le-a cumpărat, le-a luat, dar le-a nu s-au prins, că el fugea repede și până își dădeau ei seama. Să știți că la mine curte este o problemă foarte mare. M-am trezit de azi dimineață. Găinile mele au fost băgate în ședință de cocoș. Da, da, de cocoș! Le-a arătat un nou mare de struț și a zis: uitați-vă bine la el, dacă plecați să cotcotăciți în străinătate, așa faceți ou. Iar găinile s-au jurat să rămână fără pene dacă nu ar pleca toate. Și atunci m-am gândit și eu, dacă ăstea pleacă, eu ce să fac? Pentru că și eu visez să mă stabilesc în străinătate. Visez noaptea, Doamne. Visez că pleacă bărbatul meu pentru 2 ani. Și în fiecare săptămână îmi trimite câte un pachet. Iar băiatul care aduce pachetul este plin de pachetele. Dar pe urmă mă trezesc și îmi dau seama că n-am nimic. Că n-am, am. Am 3 împrumuturi și 4 restanțe. La gaze, la curent, la mașină, nu, dar mașina o vând și mi-o benzină. Și cu benzina aia circul de nebună dintr-o parte într-alta. Să știți că eu îmi merge mintea mie. Eu pot să fac bani cu cap. Unde merg pe stradă și vine așa câte o idee. Odată mă gândeam așa pe stradă și mă gândeam, zic, să vezi ce idee mă trăznește acum în cap să fac bani. Și neșansa mea este că m-am lovit sau m-a lovit o mașină care era parcată și m-am trezit și s-a ales bravo. La mine e foarte prost statul. Că statul te omoară. Dragii mei, mă gândeam că noi nu prea gândim, știți că pe noi nu ne lasă să gândim. Că dacă ne-ar lăsa să gândim, ar rămâne numai pietrele și inundațiile. Noroc o prietenă de-a mea, foarte bună, vecină de-a mea de pe stradă, doamnă, o fată deosebită. Asta nici nu s-a gândit când a făcut 2 copii la 16 ani. Pe urmă s-a măritat cu Mircea, nici Mircea nu s-a gândit că nu sunt ai lui, până într-o zi când a găsit un bilet. Te iubesc Mircea, pe frigider. Și ea a răspuns, mulțumesc, dar nu mă cheamă Mircea. Și atunci, ce să facă? În loc să ia tramvaiul 44, a luat de două ori tramvaiul 22 și a ajuns în Spania. Și atât de bine, doamnelor și domnilor, muncește 2000 de euro pe săptămână. Câștigă. Și Mircea? Mircea e foarte bine. S-a însurat cu o cumnată. Și a făcut un copil cu ea. Nelegitim, adică însurat între ghilimele, că știți că noi românii suntem familiști. Dar noi românii suntem deosebiți, doamnă, deosebiți. Păi noi când plecăm la piață ne îmbrăcăm ca de nuntă. Păi copiii noștri, i-ați văzut, doamnă, de când îi facem de la 3 ani. 3 pulovere și 3 căciuni. Din mai până în septembrie și invers. Noi românii suntem deosebiți, ne cumpărăm telefon scump de 1000 de euro și dăm bip. Pentru că n-are rost să ne încărcăm cartela. De ce? Spuneți-mi, câți dintre dumneavoastră nu sunteți sunați de părinți noaptea la 12 să vă întrebe dacă ați mâncat? Toți! Și chiar dacă tehnologia a avansat, ei tot țipă. Bă, ai mâncat? Taci! Băi, nu există casă de români. Uite, și eu și dumneavoastră. Să nu există o ușă fără draperie, nu există. Să nu existe un mileu pe mobilă, nu există. Să nu avem o perdea de dantelă, de ce râdeți, doamnă, aveți perdea de dantelă? Să nu avem o față de masă de nylon la bucătărie, nu există. Vă spun eu că nu există. Uite, acum când am venit în coace, uite, doar ce am venit și am văzut acolo o mașină, un act civil pe care scria dor de România mea. Am spart mașina, i-am furat CD-player-ul, i-am înțepat cauciucurile, am luat un cui și i-am scris pe capotă. Sper să-ți treacă. Dar ce vă spun eu dumneavoastră? Uite, este pentru a nu știu câta oară când vin aici. Sunteți extraordinar, mă simt minunat. Și de data asta voi fi excentric. Adică, când voi pleca din hotel, nu voi mai fura papucii și peria de la vece. Dragii mei, scumpii mei, iubiții mei, ați auzit de Mona? Nu, Mona cu drona. Mona, simplu, Mona. Mona care l-a cunoscut pe Neluțu. Unde? Pe nisip. Și ce-au făcut ei? S-au dus la restaurant, la o masă mai retrasă. Ea i-a spus prințișorul meu, el i-a spus regina nopții, s-au căsătorit, au făcut nuntă mare, ședința foto în stație la Lizeanu. Și bineînțeles că a început să cânte Dan Ciotoi, invitat la nuntă, Nelu Vlad, și mireasa, Monica mea, scotea din plicurile pe care le primea de la lume și le dea, uite așa, aruncat pe Ciotoi și pe chitara lui și pe mustanța lui, până când a rămas fără nimic. Și ca să nu cert Neluțu, i-a cântat Ciotoi, banii ne-aduc fericire. Și acum, dar îmi frumusețează viața. Și acum, haide, vă invit să ascultăm împreună o parodie la care eu țin foarte mult, pe care o iubesc foarte mult, care este nouă.